Don't cry now. Okay. As I looked out the window, I saw us fly by my home where I learned to fly at. The entire experience, my mom has been doing all these different things for me, so I thought that this would be a great way to show gratitude to my mother for everything that has happened up until now. And I counted all these different places, these different memories throughout my life, and I realized that 20 years ago, my parents took the biggest leap of faith ever. They left for good into an unknown world. There was no guarantee that they would make it. There was no guarantee that they would succeed. But ultimately, they did what had to be done. I think to myself, Mom, Dad, you guys won. This family won. I love you all. We did it. I love you also. I've seen sides of my mother that I never thought I'd see. And I'm really happy that I've seen it. Bine v-am găsit, stimați telespectatori ai emisiunii Rompos TV. Astăzi avem doi invitați, doi prieteni din Toronto, Ontario. Gabriela și Alec Kovács au fost selecționați să participe într-un serial de televiziune intitulat Cum am ajuns aici, în care membrii generației Z, născuți în America de Nord cu vârste între 15 și 25 de ani, se avânt într-o aventură a vieții lor în timp ce călătoresc alături de un părinte, de data asta Gabriela, mama, înapoi în țara lor de origine, România, și se reunesc cu persoane importante din trecutul Gabrielei, Alec fiind născut în Canada. Călătoria voastră în România a fost destul de complicată, zice, pentru că una este să te întorci acasă și să te reconectezi cu familia, cu identitatea pe care o ai de român, și alta este când ai o echipă de filmare după tine și ești în fața camerelor și trebuie să faci impresie bună și mai trebuie să și improvizezi pentru că ești parte dintr-un reality TV show. Cum vi s-a părut experiența asta de întoarcere în România cu echipa de filmare? I would like to find out more about what's it like to come back. For me, it's a really heavy emotional roller coaster because I remember that morning when we left that apartment for last time. We left. Poziția pe care o ai când joci un rol care de fapt e foarte interesant pentru că nu ai nici nimic script, deci nu citești după ceva, totul este original, a fost foarte unic și de multe ori personal îmi dădeam seama că avem microfoanele care se puneau dimineața, se scoteau seara după noi lipite și eram like, oh, dacă am zis ceva ce nu trebuia sau dacă ne înregistrează în continuu. Deci este, trebuie să schimb, să zic așa, modul de viață complet când ești acolo. Și exact ceea ce spuneai tu, un alt lucru care a fost foarte șocant pentru mine, din nefericire noi am ajuns exact când mama mea a intrat în spital și vroiam să mă duc la spital și am fost foarte onestă și le-am spus că vreau să plec și ei mi-au spus nu poți să pleci, voi nu aveți voie să plecați sau să mergeți cu altceva decât cu mașina asta, care și mașina avea camere, pentru că dacă ție sau lui Alex se întâmplă ceva, noi am venit degeaba până aici. Deci este un vezi în altfel, să zic așa, lumea. Eu acolo am fost și de poziție de suport mamei, pentru că na, prima săptămână a fost total brutală, emoțional. plăcut, dar ține minte, eu, cum a zis mama, având că nu era niciun script, aveam să pun niște întrebări care erau specific ca să încerc și eu să aflu ceva. Că până la urmă scopul chiar a fost să înveți și despre familie și despre istoria ta. Deci trebuia să mai pun niște întrebări mai dificile care nu erau necesar ușoare de răspuns. Gabriela s-a întâlnit cu o fostă colegă de școala generală, cu învățătoarea fratelui tău, Andrei. Ați vizitat orașul Ploiești, unde Gabriela s-a născut și a crescut. Ai avut Alec o întâlnire, așa cum spuneai, cu prietenii tăi. Ați vizitat Muzeul de Pânze și Povești din Mândra, unde, cred că din postele pe care Gabriela mi le-a trimis, te-am văzut în costum popular. Putting on the costume, I felt like I had a transformation. You almost become someone else. I felt like I had a more deeper understanding to who my ancestors were. It felt like I belonged. Seeing him dancing and experience that moment, definitely I see him more connected
to Romania. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A fost fain, a fost mișto. Mulțumesc mult, Alec. Gabriela, ați ajuns și în București, la kilometru zero, unde ai avut o întâlnire specială și ați discutat, v-ați reamintit despre momentul Revoluției din România, din 1989. De la început am spus că vreau să arăt România cu frumusețile ei, să spunem. De-aia am incorporat mâncare, am incorporat dansuri, am incorporat Alec țesând la război. Am făcut o donație acolo la Mândra, unde Alec are un război cu numele lui. Și mama a creat o poezie specială. Și un moment a fost ca să ne întoarcem în București, în kilometru zero, unde a început Revoluția, pentru că Cărtianu a fost la noi, a fost la noi acasă de două ori, de câte ori a fost în Canada. Și Alec a auzit poveștile, cum stăteau și povestea cu Alecu, cu soțul meu. Și mi-am dorit foarte mult ca el să vadă, să fie acolo, și Grigore să-i povestească exact așa cum a fost, unde a fost balconul, cum a apărut Ceaușescu, ce s-a întâmplat. Ce te-a inspirat să te aventurezi în această călătorie cu Alec? Eu am aplicat de multe ori la Amazing Race Canada, nu m-au selecționat niciodată. Am aplicat și cu Alec acum, ultima dată. Și invitația asta a venit în perioada pandemiei, când nu mai aveam foarte multe de făcut. Și i-am zis lui Alec, hai să mergem împreună, vrei să mergi? Și el, cred că are aceeași personalitate ca a mea, a zis, hai să aplicăm. Cum te-ai simțit întorcându-te în România, alături de unul dintre băieții tăi? A fost încă o dată o experiență unică, pentru că a fost în primul rând foarte, foarte emoționant. Cum am spus și în film, și cred că toată lumea va fi surprinsă că aproape, cred că 80% din film eu plâng, este, totul este împins la limită. Deci tot ceea ce vorbești este împins la limită de producător, pentru că ei vor să te ducă la extrema asta de emoții. Deci pur și simplu nu te poți abține ca să nu plângi, dar totul era foarte, foarte emoționant. Gândește-te că eu în școală nu am mai călcat de 30 de ani, 25 de ani, cam așa. Deci faptul că n-am văzut, eu nu mi-am văzut catalogul, să spun. Deci au fost foarte multe lucruri care, să spun așa, au fost pentru prima dată și pentru mine. Poți împărtăși câteva dintre obiceiurile și tradițiile speciale pe care le-ați experimentat în timpul călătoriei? Deci ca momente, să spun așa, pe care le-am făcut legat de tradiții, Alec a avut șansa să învețe să țeasă la un război de țesut și cred că a fost o experiență originală, pentru că aici nu poate să experimenteze așa ceva. Și a avut șansa de două ori să gătească. Lui place foarte mult să gătească și aici experimentează tot felul de mâncăruri prin bucătărie. Și o experiență foarte unică a fost cu Daniela, tot în Făgăraș, când de fapt tot ce a făcut de mâncare era numai de acolo. Deci era ceva de genul 100 de kilometri radius. Deci ce faci cu ce ai tu în grădină? Care așa se întâmpla, nu? Așa era în România pe vremuri, nu te duceai la supermarket. Dansul a fost ales specific, a fost ales de Alina. A fost un dans care băieții îl joacă, e numai un dans numai pentru băieți, înainte să căsătorească. Deci când cineva se căsătorește, nu mai e fecior și se mută la următorul nivel de bărbat căsătorit, ăla este un dans care îl practică ei. Deci cred că au fost câteva momente unice. Mulțumesc, continuăm cu întrebările. Ai descoperit ceva nou despre patrimoniul sau istoria familiei tale în timpul călătoriei? Nu pot să spun că am descoperit ceva nou. Mai mult am intrat mai mult în povestea mea. Iarăși Alex știa anumite lucruri, dar știa ce auzise, noi niciodată n-am discutat despre lucrul ăsta. El mereu auzea același lucru, povestea vieții noastre, cum am plecat eu cu el gravidă în 7 luni de zile, și cu Andrei și cu soțul meu. Pentru el a fost, să spun așa, șocant să afle acolo că
părinții, nimeni, absolut nimeni nu a știut, noi am folosit un prieten ca să ne ducă la aeroport, nimeni nu a știut că noi o să plecăm definitiv în Canada, toată lumea știa că noi o să plecăm să îl nasc eu pe Alec într-o altă țară. Cum crezi că experiența asta a influențat relația ta cu Alec? Cred că am ajuns la o, să zic așa, maturitate în care Alec deja nu mai este un copil și este un adult. Și cred că oarecum ne-a legat mai mult trăind împreună aceste săptămâni și fiind într-un program foarte, foarte specific și foarte fix. Măcar o dată trebuie să-ți iei copiii și să stai în vacanță, dar când te duci în România e greu, că te duci să-ți vezi părinții, timpul e foarte limitat și vrei să petreci timp mai mult cu ei. Dar cred că toată lumea trebuie să-și ia copiii și să petreacă măcar două săptămâni să le arate frumusețile României, să experimenteze frumusețile României. Alec, unul dintre momentele foarte importante ale acestei călătorii în România împreună cu echipa de filmare a fost faptul că tu, ca și aviator, ai făcut o demonstrație aviatică bunicului tău. It means a lot to get to take him up there. Ești pregătit? Nu știu. În 36. It's living up to an expectation that I set for him, right? So I used to tell him all the time that one day I'll fly you, one day I'll fly you, and voila, here we are. Ce mișto! Wow! I hope that this trip is filling this gap for my dad. Understanding that we cherish Romania, we appreciate everything that this country gave to us. Povestea începea așa, ei m-au întrebat la început, regizorul și restul echipajului, ce-ar fi ceva care ai dorit tu foarte mult să faci. Eu m-am gândit, având vedere ca un copil, eu spuneam non-stop, că știi, doar despre asta vorbeam, deci așa s-a cunoscut eu la prietenii mei și familia mea, că nu tac despre avioane, bună și bunicul meu. Deci îi spuneam non-stop că într-o zi o să te iau și am zis, mă, deja de 3 ani zbor, ar cam fi momentul, deja a trecut, adică hai, ce fac, mai întorn pe ideea asta și l-am spus, uite, asta mi-ar fi plăcut foarte mult. Având în vedere că a fost și experiență pentru mine, că eu n-am văzut niciodată nici Ploiești, nici Matița, nici nimic din cer pe acolo decât din București când decolești și aterizezi. A fost interesant pentru că i-am dat o demonstrație în viața mea. Au existat anumite provocări pe care le-ai întâmpinat în timp ce călătoreai cu mama ta și cum ai reușit să le depășești? Toată prima săptămână a fost provocare, să fiu sincer, non-stop. Deci eu așa am văzut excursia asta. A fost două părți. Prima parte a fost like dificil, the again, îi spui pe engleză, the nitty-gritty, foarte, foarte a fi deschis niște capitole de viață care oare nu vrei să vorbești despre ele, care înțeleg, asta perspectiva mamei. Dar cum a zis și eu mai devreme, ei știau foarte bine cum să apese butoanele fiecare să găsească exact răspunsul care avea nevoie. Dar cealaltă jumătate a fost, următoarea săptămână era mult mai tradiții, mai fun, mai, știi, mai relaxat. Ai sfătui și alții tineri să ia în considerare această experiență, să exploreze rădăcinile și cultura românească alături de părinții lor, mai ales că tu ești născut în Canada, nu? Eu, cum am spus la show, țările astea, fiecare mai mult pe alte case, pe o stradă și strada aia e tot pământul. Deci, oare pe vremuri, acum 100-200 de ani, da, era dificil să te duci la alabe. Mai ales pentru perspectiva mea, totul e foarte aproape, pentru că un avion, na, nu mai e așa de departe până la urmă. Deci, eu văd comunitatea asta într-un cartier, știi? Și
E important să îți aduci aminte de unde ai plecat. Asta încercam să și aduc aminte lui mama, că știu, câteva locații nu i-a plăcut să se întoarcă. E greu, îți amintești diferite lucruri, dar eu încercam să-i spun fiecare dată că, uite, cât de greu ar fi, trebuie să-ți amintești că de aceea ai început. Și e parte din istoria ta, dacă îți place sau nu, s-a întâmplat. Like, trebuie să te duci înainte. Dar nu trebuie să-ți amintești într-un fel trist, trebuie să amintești într-un fel mai bun. Că uite, a fost greu la momentul ăla, dar hai să comparăm unde am ajuns. Ăla a fost tot scopul. How I got here, cum am ajuns aici. Deci e în titlul show-ului, adică pe definiție. Da, dacă ziceai înainte cu provocările și un sfat, aia ar fi fost doar să-ți aduci aminte de unde a început, să nu uiți, e foarte important. În afară de ce s-a întâmplat aici și de toată activitatea asta în spatele nostru, să spunem așa, și toată echipa care a fost aici, este foarte interesant pentru că foarte multe lucruri le-am realizat cu ajutorul oamenilor din Canada, românilor din Canada și românilor din România. Am avut, nu Grigore Cărtianu, care îl știam din Canada, dar ne-am întâlnit în România, Eduard și școala de zbor ne-a oferit un contact de aici, toată lumea știe de fapt pasiunea lui Alec de când s-a născut și când am spus că facem asta, Simona, o prietenă de-a noastră, a spus, a, de eu știu pe cineva care este șeful unei școli de zbor din România și așa ne-am conectat cu el și Andrei ne-a conectat cu școala din Strășnici. Deci toate lucrurile astea, vorbeam de această echipă de 14, dar pe lângă ei au fost șoferii care au condus mașinile, au fost cei care ne aduceau mâncare, apă, care erau români, care erau tot timpul în spatele nostru, pentru că atunci când filmezi, mergi într-un spot, vă dau un exemplu, de exemplu în București aveam câte 15-20 de minute și noi trebuia să mergem în spotul ăla să facem filmarea 15-20 de minute, că toată făceai de 2-3 ori același lucru și pe urmă trebuia să pleci imediat pentru că nu aveai voie să stai mai mult. Deci este să spun așa, o armată întreagă care face lucrurile astea posibil. Am fost cu Alec la cimitir unde sunt înmormântați bunicii din partea soțului, unde el nu a fost niciodată, iarăși și acolo. Deci fiecare persoană, fiecare moment, întâlnirea cu colega mea, fiecare moment pe care l-am atins, mersul în apartamentul în care am locuit, toate astea au fost altcineva pe lângă echipa de producție care ne-a ajutat. Și asta aș vrea să spun că fără ei ar fost imposibil. E o întreagă echipă în spate care nu se vede, știi? Și trebuie să-ți amintești ei. Din nou, a fost o experiență interesantă și sper din tot sufletul, încerc în continuare, cât Alec o să vrea, să aplicăm la Amazing Race și poate, cine știe, o să mai fim și în alte momente de genul ăsta împreună. Eu vă felicit încă o dată pentru experiența pe care ați avut-o ca protagoniștii promovând imaginea României în serialul Cum am ajuns aici. Cât de frumos este că avem șansa să facem premiera exact la Mândra și Alina ne va ajuta să facem acest lucru acolo în România. Sperăm că o să vină majoritatea oamenilor care au fost în spatele nostru și care nu s-au văzut atunci. Mulțumesc încă o dată pentru participarea voastră la interviu și sper să reveniți și cu altă ocazie, poate data viitoare, cu proxima ocazie, a zice, ca protagoniști și câștigători la Amazing Race. Bine. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru oportunitate!